Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat marți în cadrul unei conferințe de presă că FC Universitatea Craiova nu ar trebui reintegrată în complexul Ion Oblemenco. Ea a explicat că Adrian Mititelu, proprietarul echipei, nu mai avea contract cu municipalitatea de 3 ani, iar în anul 2011 s-a cerut evacuarea sa pentru neplata utilităților și taxelor. Mai mult, vis-a-vis de procesul pe care FCU Craiova l-a intentat primăriei pentru recuperarea sumei de 3 milioane de euro pentru lucrările de modernizare pe care acesta pretinde că le-a făcut la stadion, Olguța Vasilescu spune că Mititelu nu are șanse de câștig, invocând prevederile din contractul de concesionare pe care acesta l-a semnat cu fostul primar Antonie Solomon. Vreau să prezint și eu foarte pe scurt care este situația actuală, pentru că am văzut că o parte a presei a transformat ceea ce s-a întâmplat ieri într-un conflict personal între mine și Adrian Mititelu. Nu este vorba de niciun fel de conflict personal, este pur și simplu vorba de aplicarea legii care trebuie să se aplice tuturor la fel. Și ca să vă formulați o părere, pot să vă spun care este situația exactă. Deci, domnul Adrian Mititelu nu mai avea contract cu primăria din anul 2010, iar din anul 2008 n-a mai achitat nicio sumă de bani cu titlul de redevență, taxe sau impozit ori plata utilităților. În anul 2011, municipalitatea a cerut instanței să dispună evacuarea FC Club Universitatea Craiova din incinta stadionului pentru neplata datoriilor de redevență și utilități. Din acel an, stadionul a fost practic abandonat și ați văzut cu toții cum l-am preluat în 2013, pentru că ați fost acolo, ați filmat, ați făcut fotografii. Ca să împiedice evacuarea cerută de primărie în anul 2011, Adrian Mititelu a solicitat prin instanță despăgubiri de 3 milioane de euro, reprezentând plata unor modernizări pe care pretinde că le-a făcut. Acest proces ar fi trebuit să se finalizeze până astăzi. De fapt, ar fi trebuit să se finalizeze imediat. Asta pentru că ar fi trebuit să se ia în considerare că prin contract Adrian Mititelu se angajase că dacă vor fi făcute modernizări la acest stadion, costul nu va fi decontat de municipalitate. Și am aici actul adițional numărul 2 din anul 2007. S-a făcut act adițional pentru că era un contract cu SC Universitatea Fotbal Craiova S.A. și și-a modificat denumirea firmei în SC Fotbal Club U Craiova. Ei bine, la articolul 3 din acest act adițional se precizează foarte clar. Cu aprobarea prealabilă a concedentului, concesionarul poate efectua în condițiile legii lucrări de modernizare a spațiilor de antrenament și competiții cuprinse în obiectul contractului de concesiune. Cheltuielile privind aceste lucrări vor fi suportate integral de concesionar, nu vor fi recuperate de la concedent și nu vor modifica obligația de plată a redevenței anuale conform contractului. Mai clar de așa, nu știu dacă este posibil. Cu alte cuvinte, Adrian Mititelu trebuia să aibă acceptul primăriei Craiova ca să facă orice fel de modernizare la stadion și oricum, prin acest contract, se angaja că, și este semnat de dumnealui, uitați aici, administrator Mititelu, Antonie Solomon, mă rog, și ceilalți funcționari ai primării. Deci se angaja în nume personal că aceste cheltuieli nu vor fi decontate de municipalitate. În acel moment, acel dosar cu pretențiile lui nejustificate de 3 milioane de euro ar fi trebuit să se încheie. Nu s-a întâmplat, din păcate, acest lucru. Mai departe, firma pe care el pretinde că a făcut aceste modernizări este o firmă din Israel care nu există. Din cercetările pe care le-am făcut și noi de câteva luni încoace, ne-am dat seama că există doar o căsuță poștală, că nu există o firmă, iar la dosar nu a fost anexat niciun fel de document justificativ pentru vreo cheltuială făcută. Asta înseamnă facturi, chitanțe, proces verbal de recepție, autorizație de construcție. Deci el se angaja oricum în acest contract că dacă va face modernizări, le va face cu acordul concesional. Ar fi trebuit să aibă o autorizație de construcție eliberată de Primăria Craiova. Nu există. Nu există niciun fel de avize. Nu există plata de conturilor. Absolut nimic care să îi justifice pretențiile. Din acest dosar, deci cu pretențiile lui nejustificate de 3 milioane de euro,
a cerut apoi o ordonanță președințială care să-l reintegreze în complexul Oblemenco până la finalizarea dosarului, când ar urma să se dispună fie plata noastră către el de 3 milioane de euro, fie va pierde procesul. Și aici începe odiseea. Adrian Mititelu nu putea fi reintegrat undeva unde nu era integrat, pentru că el nu mai avea contract cu municipalitatea din anul 2010. În anul 2011, așa cum v-am spus, deja se ceruse evacuarea lui din acest stadion. Complexul sportiv Oblemenco nu există. În toate documentele există stadionul Ion Oblemenco, iar complexul sportiv municipal Craiova urmează să se construiască începând de anul viitor. Pe stadion există doi proprietari. Este vorba de municipalitate, care a și cedat dreptul de folosință către Compania Națională de Investiții ca să se poată apuca de demararea investiției, și există Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană de Tineret și Sport, care nu a fost parte în acest proces. Ei nici măcar nu i-au chemat în instanță. Cu alte cuvinte, această ordonanță președințială putea să fie opozabilă eventual municipalității. În niciun caz și Ministerului Tineretului și Sportului, care nici măcar nu a fost chemat în instanță. Din cauza aceasta, executorul de ieri nu a putut să facă executarea pentru că și-a dat seama că nu sunt îndeplinite toate condițiile legale. Și este, atenție, executor ales de Adrian Mititelu, nu este ales de municipalitate. O altă chestiune foarte importantă. Nu se poate face executare în proprietatea publică a statului. Poate în Papua Noua Guinee, dar România, în Uniunea Europeană, în alte state civilizate, nu s-a auzit de așa ceva. S-a auzit la noi, la Craiova. De la dosarul, și aici devine, e o chestiune interesantă, de la dosarul cu ordonanța președințială, a dispărut înregistrarea ședinței, judecată de judecătorul Harman Tiberiu, care înțeleg că joacă fotbal săptămânal cu adjunctul lui Napoli. De ce spunem că a dispărut? Pentru că noi am solicitat înregistrarea cu susținerile părților pentru a face plângere la Consiliul Superior al Magistraturii și nu ne-a fost comunicată nici după o săptămână. Neoficial am aflat că există înregistrări pentru dosarele judecate înainte și după acest dosar. Dar că nu mai există, iată, tocmai la acest. Noi sperăm totuși să se facă lumina în acest caz, pentru că vom depune plângere la CSM, chiar dacă nu ne va parveni acest document până în final, pentru că cineva trebuie să vadă odată pentru totdeauna ceea ce se întâmplă în justiția noastră. Mai departe, pe toată componența bazei sportive există proprietăți private pe care le-a dat tot instanța. Așa cum știți, sunt acele terenuri pe care noi trebuie să le achiziționăm la ora actuală ca să putem să construim complexul sportiv. Cum să faci executare pe proprietate privată în condițiile în care proprietarul respectiv nu a fost nici el citat vreodată, măcar ca martor, într-un dosar. Și cu toate astea era să se întâmple ieri. Din înregistrările jandarmeriei și din afirmațiile făcute la executorul judecătoresc, reies amenințări făcute de Adrian Mititelu că va iniția litigii cu scopul de a nota în cartea funciară a proprietăților ce urmează a fi achiziționate și astfel să se paralizeze procedura de achiziție, adică să împiedice construirea noului stadion. De fapt, bătălia pe care o ducem asta este să putem să construim noul stadion. Pentru că până acum, Adrian Mititelu, care a făcut vreo 400 de procese la toată lumea, nu face altceva decât să intre în casa ta. După, când îl dai afară, că nu ți-a mai plătit contract pentru chirie și așa mai departe, te dă în judecată, formulează zeci de plângeri împotriva ta, ca autoritate, evident, ca să poată să rămână de fiecare dată agățat acolo. Ori în condițiile în care ne dorim să construim acest complex și îl avem integrat, că reintegrat n-are cum să fie, Adrian Mititelu, că nu mai exista integrare să poată să fie reintegrat,
nu știu dacă mai putem să construim. Din cauza asta vă spun că este o întrebare foarte bună. Pe de altă parte, odată și odată tot se va termina odiseea asta. Sper cât mai repede și sper tot cu ajutorul justiției, care trebuie să facă lumină în toate aceste chestiuni care s-au întâmplat, pentru că mi-ar părea foarte rău să nu construim nou complex sportiv în condițiile în care știm că anul viitor este bugetat. V-am anunțat că depunem plângere la CSM contra judecătorului Hartmann. Până acum s-a făcut un memoriu la Curtea de Apel din partea primăriei. Vom înregistra de asemenea plângeri pentru fals, uz de fals contra lui Adrian Mititelu, întrucât avem suspiciuni față de contractul de prestări servicii pentru așa zisa modernizarea stadionului, firma care v-am spus că nu există în realitate și nu există niciun fel de documente justificative, dar el trebuie să fie înregistrat undeva în contabilitate dacă are astfel de pretenții, asta înseamnă că s-a bazat pe acte false. Urmează ca organul de anchetă să aprecieze, deci dacă sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor de fals, uz de fals și evaziune fiscală. De asemenea, vom depune o plângere pentru instigare și pentru tulburarea de posesie a proprietății publice. Vrem să fim capitală culturală europeană. Și ce am văzut ieri, nu știu dacă trebuia să se întâmple. Eu cred că trebuie să lăsăm justiția să spună cuvântul. Dacă justiția nu o face cum trebuie, să mergem mai departe, pentru că până la urmă trebuie să se facă dreptate, dar în niciun caz să ajungem la amenințări cu moartea, să ajungem la demolat garduri, să ajungem la spray paralizant și așa mai departe. Pentru că nu ne face cinste să apărăm așa. Eu n-am o problemă că mă înjură o parte a galeriei de 200 de persoane. Chiar n-am o problemă. Sunt om politic, mi-am asumat aceste chestiuni. Dar nu-mi place când văd Craiova pe toate posturile de știri, în condițiile în care, vă repet, nu este vorba de un război Mititelu Olguța Vasilescu. Nu are niciun fel de legătură. Este vorba de niște procese pe care noi eram obligați să le începem ca și autoritate publică. Multe sunt începute dinainte de a veni eu. Eu nu puteam să stopez aceste procese, să-mi retrag plângerea cum mi s-a cerut odată. Pentru că asta ar fi devenit penal pentru mine. Și apropo de complexul Ion Oblemenco, ce înseamnă reintegrarea în complexul Ion Oblemenco? Asta înseamnă și cantonamentul? Pentru că asta n-a știut să ne răspundă nici executorul judecătoresc, când a fost întrebat de către juriștii noștri. Noi, până la urmă, instanța ce mă obligă pe mine? Unde mă obligă să reintegrez? Complexul sportiv Ion Oblemenco nu există. Se va construi, asta e altceva. Vis-a-vis de faptul că Olguța Vasilescu dorește să facă plângeri împotriva lui Adrian Mititelu pentru fals și uz de fals, pentru că acesta ar fi falsificat documente cu care a încercat să ateste modernizările de la stadion, patronul clubului FC Universitatea Craiova a declarat: foarte bine că face plângere, să se cerceteze și să se demonstreze că eu nu am făcut nimic ilegal.